Atunci când așezați bradul, nu trebuie să blocați căile de acces, dar nici să-l puneți aproape de vreo sobă. Potrivit specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pomul trebuie să stea departe de perdele sau pereți acoperiți cu materiale inflamabile. Atenție mare și la materialul cu care doriți să mascați suportul. Sunt interzise vata, hârtia sau alte materiale care se pot aprinde ușor. Păstrați în locuri sigure chibriturile și brichetele. De asemenea, se interzice așezarea în pomul de Crăciun a lumânărilor și artificiilor aprinse. Și nu în ultimul rând, pompierii Constanței recomandă tuturor cetățenilor ca atunci când părăsesc apartamentele, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, instalațiile electrice, ornamentale în așezate în bradul de Crăciun, să fie scoase din priză. Nu trebuie neglijate nici artificiile sau pocnitorile. Distracția în aer liber are regulile ei. Anul trecut, de revelion, balconul unui apartament din Tomis Nord a ars în întregime din pricina unei petarde. Pentru diminuarea riscului de incendiu în perioada imediat următoare, pompierii constanțeni recomandă respectarea următoarelor măsuri. Nu utilizați artificiile, petardele, rachetele și alte mijloace pirotehnice în încăperi și spații închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc și terase. Astfel de activități se vor desfășura în strictă conformitate cu legislația în vigoare, în aer liber, la distanță de siguranță față de oameni, clădiri, arbori și autovehicule. Sfaturi de sezon dau și polițiștii. Cine pleacă la drum în această perioadă trebuie să-și echipeze mașina corespunzător.